Să faci magie e atât de distractiv. Abia aștept să văd rezultatele. Ai răbdare, Enid. Făceam o vrajă aici. Acesta este un blestem foarte delicat. Wow! Chiar ești o vrăjitoare întunecată? Ups! Unde ești, surioară? Oh, nu! Ești bine? Haide, ridică-te! Te rog, Wednesday! Deschide ochii! Wednesday, revino-ți! Am nevoie să te calmezi, te rog! E într-o stare teribilă acum! Am nevoie să te trezești, surioară! Mulțumesc, Thing! Presupun că nu am de ales! Vampirii nu se îmbolnăvesc niciodată! Ei bine, iată-ne! Nu e nevoie să mulțumești! Unde sunt? Am adormit? Oh, și tu ești aici! Wednesday, te-ai trezit! Și mie mi-a fost dor de tine, Thing! Ei bine, ne vedem mai târziu! Sunt atât de bucuroasă că ai revenit, Wednesday! Nici măcar să nu te gândești! Bine, surioară! Ăsta este locul! Aici găsim ce căutăm! Te descurci bine până acum! Continuă! Ai grijă! Dă-te la o parte, Wednesday! Doar privește și învață! Ghearele mele pot rezolva orice! Nu mă îndoiesc de asta! Vezi? Ți-am spus că va funcționa! Ce e acolo? Nimic? Acesta va fi destul de bun, Enid! Oh, mă întorc într-o clipă! De ce ai nevoie? Locul acesta e ocupat, prietene! Nu mă mai deranja niciodată! Tare! Ora cinei! Cafea, te rog! Sigur! Poftă bună! Nu ai ceva mai gustos? Ce zici de un suc? Nu! Am nevoie de ceva complet diferit! Cineva, ajutor! Mult mai bine decât o cafea! Ce ar trebui să facem acum, Wednesday? Hei, fată! Arăți grozav astăzi! Mulțumesc! Foarte drăguț! Dragostea mea! Oh, mincinosule! O să regreți asta! Ajutor! Poftă bună, micuțule! Ce e cu vampirii și oglinzile? Cum să-mi fac machiajul acum? Oh, Wednesday! E așa de penibil! Te distrezi, ha? Hai să vedem cum ți se pare asta! Hei, Alexa! Prinde! Ce s-a întâmplat? Ți-a mâncat pisica limba? Nu vă lăsați distrași, copii! E timpul pentru un test! Sunt pierdută! Deși încă am manicura pe care mă pot baza! Bravo, surioară! Dar ce vom face în privința testului? Ha! E atât de simplu! Bine, am nevoie de ajutorul tău, Maeve! Împarte-ți cunoștințele cu mine! Ha! Continuă! Este ceva în regulă, doamnă Penny? Va trebui să-ți dau un 4 acum? Cred! Că mai degrabă mi-ai dau un 10! Wow! Am terminat cu toții, doamnă Penny! Presupun că note de 10 pentru toată lumea! Oh, ce se întâmplă cu acest cub? De fapt, e foarte simplu, Enid! Nu pot să cred cât de isteață sunt! Asta nu se poate! Oh, nu! Vin, Enid! Ești bine? M-ai salvat! Nu visa prea mult! Nu vei primi sânge de la mine? Nu-i așa că vremea e perfectă azi? Cineva, vă rog, scăpați de tot acest soare! Nu-ți face griji, Wednesday? Te sting eu! Lumină! Lumină! Oh, bine, mă ocup eu de asta! Hai să începem! Niciun soare acum! Mulțumesc, Enid! Ai salvat cu adevărat situația! Acum am nevoie de protecție solară! Oh, nu-ți face griji, Thing! N-am uitat nici de tine! Wednesday, am ceva pentru tine! Ei bine, ne vedem diseară! N-am știut niciodată că umbrelele pot fi atât de utile! Au! Hei! Nu îndrăzni să zbori! Mă arde! Dar știu exact cum să rezolv această problemă! Am nevoie de puțin venin de scorpion, o picătură de salivă de lup și aripi de vampir, desigur! Perfect! Deci, hai să încercăm! Aha!
Ești exact ce-mi trebuia. A funcționat. Sunt cu adevărat un vrăjitor întunecat. Te-am prins. Nu încerca să scapi iar de mine. Oh, Enid, salut, sunt deja pe drum. Prințesa mea iubită. Hei, cum rămâne cu mine? Grăbește-te, Wednesday, vom întârzia. Oh, Enid, trebuie să fie a mea. Nu există nimic mai important decât o manicură perfectă. Hai să începem. E undeva aici. Probabil în turnul cel mai înalt. Vin, iubirea mea. Ha, ei bine, a fost ușor. Hei, Enid, hai să mergem la o întâlnire. Cum ai? Te scot în oraș la o întâlnire. Nu pot face asta, Frankie. Nu ești deloc genul meu. Așa că, nu. Dar Frankie o iubește pe Enid. Lasă-mă! Wednesday, ajutor! M-ai chemat, Enid? Ha, cât de ciudat. Enid? Nu ai nimic de mâncare aici? Da, iată o gustare pentru tine. Oh, am uitat complet, sunt la dietă. Ei bine, atunci de ce să nu ne căsătorim? Nu se va întâmpla asta, prietene. Lasă-mi prietena acum. Wednesday, uite, e un diamant adevărat. Nu e minunat? Mai bine ai fi atentă. Sunt pe cale să te mănânc. Au, colțul meu, mă doare atât de tare. Ce s-a întâmplat, Wednesday? Hei, oprește-te! Adună-te! Orice, dar nu dentistul! E timpul să te maturizezi, surioară! Oh, nu vei face! Stai exact acolo! Nu poți să mă minți așa, Enid! Nu scapi! Te-am prins! Te ducem la dentist și cu asta basta! Trebuie să ai grijă de colți! Ei bine, iată-ne! Haide, surioară! Sunt perfect sănătoasă, știi? Ei bine, rămâne de văzut! Doar nu te mișca, domnișoară! Bine, am terminat aici! Ei bine, cum arăt acum? Oh, nu! Asta nu se poate! Nu este stilul meu! Oh, dacă spui tu, dă-mi un moment să rezolv asta! Acum e mult mai bine! Arăți incredibil, surioară! Ah, un monstru! Hei, ai grijă, știi? Ador acest design de păianjen. Poftim, doctore, păstrează restul. Vă mai așteptăm. Bine, vampirilor, ați încurcat-o acum. Oh, ce avem aici? Nu vei scăpa, Wednesday. Ah, tu din nou, ha? Fă-ți treaba, vampirule. Ha, ha, să te pui cu mine a fost o greșeală. Ce ai de gând? Stai departe de mine. Deschide! Lasă-mă să intru! Sigur că da! Ai câștigat de data asta! Nu te mai apropia niciodată de mine! La mulți ani, surioară! Mulțumesc! Ups, scuze! Nu-ți face griji! Oh, cum zboară timpul! Ah, ai venit pentru mine? Nu, 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 nu! Nu sunt pregătită să plec încă! Poate m-ai confundat cu vreo altă, Enid? Ăsta e rămas bun, Wednesday! Nu, știu exact ce să fac! Bun venit în noua ta viață nemuritoare, Enid! Știi ce? Inteligent din partea ta! Eu am plecat de aici! Ne vedem mai târziu, prietene! Nu pot să cred că a funcționat, Wednesday! Cred că sunt un vampir vârcolac acum! Această poveste începe cu o aparent inocentă luptă amicală cu perne. Oh, vei plăti pentru asta! Ah! Mabel? Oh, nu, Mabel! Îmi pare atât de rău, soro! Nu am vrut să fac asta! Îmi pare foarte rău, doamnă, dar pacienta are nevoie de liniște! În sfârșit, niște hrană proaspătă! În acest moment, întreaga mea viață s-a răsturnat cu susul în jos! Am devenit vampir! Sora mea, Pinky, a început să bănuiască ceva imediat. Ce se întâmplă aici? Mabel, ce faci? Nu-ți face griji, Pinky. Fac renovări. Ce? Știi cât e ceasul? Oh, scuze că te-am deranjat, soro. Vise plăcute? Cred că sora mea devine ciudată. Rutina noastră de mic dejun s-a schimbat și ea. Iată laptele tău.
Eu nu, prefer sângele. Mmm, delicios! E timpul să mă bucur de tipul meu preferat de ceai, roșu și sângeriu. Poftă bună mie! Ce fel de dietă nouă este asta? E atât de ciudat! Oare tot visez? Vampirii trebuie să aibă grijă de dinților. Mabel, nu pot să te văd în oglindă! Este prea înfricoșător! Ha! Hei, ce se întâmplă cu tine? Trebuie să te ducem la un doctor! Cât de neobișnuit! Te rog, doctore, ce nu e în regulă cu ea? Nu am nicio idee! Trebuie să-mi dau seama! Are colți, nu are reflexie, iubește sângele și are un sicriu! Ei bine, hai să-ți luăm măcar temperatura! Oh, ce rece! Ce este asta? Știi ce, doctore? M-am cam săturat de tratamentele tale! Ajutor! Cineva! Ajutor! E un vampir! Deci, Mabel este un vampir? Oh, ce groază! Acum te-am prins! Ah, e timpul să avem grijă de asta! Hei, dați-mi drumul! Să locuiești cu un vampir chiar poate fi complicat! Ei bine, bine, cine ar putea fi? Felicitări pentru recuperarea ta, Mabel! Aștept un minut, bine? Oh, ce voi face? Oh, asta ar putea funcționa! Doar relaxează-te, soro! Surpriză! Noi suntem! Hei, fetelor, Mabel este atât de bucuroasă să vă vadă! Salutare! Oh! Ups! Ei bine, asta e ciudat! Vă mai așteptăm? Cred! Bine, e timpul să o eliberez pe Mabel! Nu fi atât de supărată, soro! Uite, ți-am adus o prăjitură! Chiar și vampirii trebuie să țină pasul cu studiile! Stai, stai, stai! Nu vreau să văd niciun liliac! Oh, haide! Pot măcar să mușc cu oamenii? Nu, niciodată! Ah, atunci nu vin! Deși... ce fel de privire e asta? Nu-ți face griji, doar glumesc! Lecția de algebră a început complet normal, dar... Sper că v-ați pregătit pentru testul de azi! Oh, nu! Nu pot să cred că am uitat! Dați-mi telefoanele, doamnelor! Astăzi, Mabel! Le voi păstra până terminați! Aș vrea să văd cum încerci! Mabel, nu! Asta e prea mult, Mabel! Ieși din sală! Nu cred că o voi face! Nici eu nu cred! Puteți să vă luați telefoanele înapoi, copii! E ciudat, dar mulțumesc! Uite ce mai pot face! Ah, ce zi minunată să fiu un spiriduș! Oh, ce jucării drăguțe! Hei, domnule unicorn! Să fim prieteni! Este amuzant! Oh, dar să nu pierdem timpul! Mulțumim mult, Mabel! Îți rămânem datoare! Ah, hai, fetelor! Poftim, ca mulțumire te lăsăm să ne muști! Ah, priviți acei colți! Oh, nu mă simt prea bine! Hei, unde vă duceți? Ah. Nimeni nu înțelege romantismul mai bine decât un vampir! Oh, Derek, îmi lipsește atât de mult! O lună singuratică pentru tine? Ce e asta? Ăsta e cocktailul nostru semnătură! Oh, o să te beau pe tine ca pe un cocktail pentru asta! Ah, este Derek! Se pare că nu este singur! Derek și-a adus cu el noua iubită și ea pare foarte fericită! Abby, vrei să te căsătorești cu mine? Nu voi permite asta! Ia asta, ticălosule! Hai să-ți găsim o mireasă mai potrivită! Să vă văd, porumbeilor! Oh, da, chiar vreau! Acum vino să-mi dai un sărut, iubire! Ce tocmai s-a întâmplat? Acum hai în luna de miere! Acum e mai bine! Orice vampir are câteva schelete în dulap! Împreună cu băutura lor preferată, desigur! Dar pofta de nemuritor este foarte greu de satisfăcut!
Vino și donează sânge! Ah, mi-am găsit prânzul pentru azi! Hei, ce-i asta? Astăzi e ziua donatorului! Oh, acesta va fi un izbor de aur! Dr. Acula la dispoziția ta! Drag pe scurt! Scuze că am întârziat! Intrați, nu fiți timide! Ah, e timpul pentru pauza de prânz! Ei bine, să vedem! Ha. Oh, acestea sunt niște numere uimitoare! Oh! Ce se întâmplă aici? Nu! Oh, micuțul Bobo își caută nouă familie! Wow, ce drăgălaș! Vei veni acasă cu mine? Hei, soro! Uite ce cățeluș am găsit! Va locui cu noi de acum înainte! Eu, este un vârcolac murdar! Ah, știam eu! Pleacă de aici! Pinky, ajutor! Nu ești binevenit aici! Oh, nu! Orice, dar nu, usturoi! Ce se întâmplă aici? Cum îndrăznești să ne căjești pe cineva așa neajutorat? În fine, oricum nu o să mă crezi! Oh, micul Bobo și-a lovit piciorul! Vino aici, dulceață! Iată-te! Bun băiat! Oh, sunteți atât de dulci împreună! Acum, pur și simplu, luăm această substanță, o amestecăm cu asta și... Da-da-da! Oh, nu! Priviți ce coș oribil! Trebuie să rezolv asta! Oh, să vedem ce spune mitologia vampirilor despre asta! Aha, aici era rețeta! Să facem niște magie! Puțină unghie tăiată, o șuviță de păr din cap și un pic din nas! A durut! Adaugă la băutură și amestecă bine și... E gata! Oh, wow! Ce rapid și eficient! Wow! Pot încerca și eu poțiunea aceasta? Oh, desigur, doar dacă plătești! Bucură-te de poțiunea ta de frumusețe! O să-ți placă! Oh, Doamne, ce frumusețe! Oh, da! Uită-te la asta! Aș vrea să fiu super puternică! Vrei mușchi puternici? Putem face asta! Oh, wow! Ce impresionant! Nu pot să cred cât de puternică sunt! Aș vrea și eu una dintre acele poțiuni magice! Mai avem doar poțiune cu noroc! Tare! Bine, mai mult noroc data viitoare! Oh, unde au zburat anii? Micuța noastră soră Pinky are deja 70 de ani! La mulți ani, soro! Oh, inima mea! Îmi pare atât de rău, soro! Nu am vrut să se întâmple asta! Nu, nu! Nu voi permite să te pierd! Oh, ce sentiment ciudat! Ce bine că te-ai întors! Aplauze pentru tinerețea ta eternă! Bine, doamnă Pinky! Ah! Oh, uite! Este mâncare! Nu te speria, doctore! Aș vrea să fiu măcar pe jumătate la fel de cool ca Wednesday! Wow! Ce coș imens! Hai, hai! Ieși de acolo! Scârbos! Hai, Tyler! Înregistrez! Hei, ce se întâmplă cu fața ta, ratat-o? O necăjiți pe prietena mea, ha? Think, știi ce ai de făcut? Ce e asta? Wow, e Wednesday! O să am autograful tău? M-am săturat să fiu populară! Și apoi mi-au lipit acest lucru dezgustător, pot să crezi? Oh, Wednesday, sunt atât de tristă! Bine, Enid, ajunge! Așează-te aici! Nu spune nu! Ups, nu vreau să mor! Oh, ești naivă! Nu vrei să fii populară? Vreau! Ei bine, în primul rând, trebuie să avem grijă de acele coșuri! Serios, nu e chiar atât de rău! Salut, prietene! Ah, aici sunt toate instrumentele mele preferate! Pregătește-te pentru transformare, Enid! Trebuie să fac asta? Oh, ce faci? Lasă-mă să plec, Pink! Oh, ha, ha, ha! Pe bune! Ai stricat asta! Oh, nu contează! Hai să facem asta!
Doar un detaliu în plus și gata! Doamne! Arăt incredibil! Încă avem mult de făcut! Trebuie să iau niște cafea! Oh, ce senzație ciudată! Oh, nu! E lună plină! Nu, acum te rog! Un vârcolac? Ei bine, e momentul perfect să te epilezi! Vino aici, cățeluș! Nu te voi răni! Au! Mă doare! Hai să scăpăm și de asta! Hei, arată destul de bine! Nu am terminat aici! Manicura unui vârcolac nu e pentru cei slabi de inimă! Orice, dar nu unghiile mele! Lasă-mă să fac treaba, prietene! Wow! Ești foarte bună la asta! Din nou? Va trebui să apelăm la măsuri drastice pentru asta! Salută-le pe micuțele mele animăluțe! Nu te teme! Doar bagă mâna! Ajutor! Oh, ți-am spus! E inutil! Nu-mi lași altă opțiune! Salută pe Madame Ghilotin! Mi se pare mie sau e cald aici? Ei bine, a fost complicat, dar... Ce? Glumești? Hai să le tăiem! Oja neagră nu se demodează niciodată! Wednesday! Hai, hai să ne jucăm! Arunc-o doar o dată! Ok, bine! Am prins-o! Eww, ce miros e acesta? Lasă-mă să văd! Oase vechi, jucării pierdute, o păpușă... Cum a ajuns asta aici? Câine rău! Hai să ne grăbim și să speriem dinții! Și nu mai arunca acea privire! Ei bine, acum e mult mai bine! Oh, asta a fost atât de revigorant! Oh, nu! Salvează-te! Grăbește-te! Hai, hai! Se apropie! Ah! Ce-a fost asta? Părul tău e un adevărat dezastru! Nu e rău deloc! Scuze, prietene, nu azi! Trebuie să te obișnuiești cu această nouă culoare! Ceva încă lipsește, totuși! Oh, am o idee! Va trebui să o sun pe vechea mea prietenă Moartea! Hei, am nevoie de tine! Chiar acum! Ea e acolo! Trebuie să rezolvăm asta! Oh, da! Asta e perfect! Mulțumesc pentru ajutor, surioară! Ia-ți craniile, așa cum am promis! Inid iubește machiajul colorat strălucitor. Și acum, un strop de galben. Exact așa! Nu, nici vorbă! Trebuie să spălăm asta! Nu, nu vreau ploaie în casă! Ha, oprește-o! Ești chiar rea, știi asta? Oh, Inid, n-ai văzut încă nimic! Pudra de șoareci este obligatorie pentru orice regina nopții! Tot ce avem nevoie este puțin schelet de șoareci ras și... Acum hai să te scufundăm în frumusețe! Nu, te rog! Wow, ce ten frumos! Oh, pânze! Oh, machiajul de pânză de păianjen chiar arată destul de bine pe mine! Inid, paleta ta e prea colorată! Mi-e rău doar când mă uit la ea! Noroc că am ceva pentru această ocazie! Vom rezolva această problemă cu elixirul nostru special! Wow, ce întunecat! Nu te mișca puțin, Inid! Fardul negru va atrage atenția asupra ochilor tăi puternici! Și pentru buze, vom folosi acest ruj roz pudrat! Wow. Ce tare! Ești uimitoare la asta, surioară! Mulțumesc! Te iubesc atât de mult, Barbie! Și eu te iubesc, Ken! Oprește-te cu chestiile astea de dragoste! Ce e chestia asta urâtă? Oh, se pare că ți-am scos creierul? E atât de mic! Bine, hai să rezolvăm această problemă! Câteva vrăji magice sunt tot ce avem nevoie aici! Doar adăugăm câteva insecte și șerpi și... Cred că asta ar putea fi cea mai sinistră creație a mea de până acum! Vino și întoarce-te înapoi, acolo! Unde sunt? Cine sunt eu? Bine ai revenit în lumea muritorilor, Inid! Atât de rece și fără sentimente! E perfectă! Sau poate doar te prefaci? De ce să nu facem un mic test? De ce sunt îmbrăcată în aceste haine colorate? E exact ca mine! Wow, ce frumoasă! Bine, trebuie să facem asta acum! Nu e nevoie să mă întreb de două ori! Oh, omule, suntem în tendințe acum! Dansul nostru sinistru e cu adevărat popular!
Acum avem două regine ale nopții la școală. Dar stai un pic. De când sunt sirenele populare? De azi, cred. Nu contează. Orice ne face populare, presupun. Lucrurile chiar se încing în coridoarele școlii. Arm wrestling. Ăsta e un sport pentru bărbați adevărați. Poți să faci asta, Nick? Suntem de partea ta. Hai, aproape ai reușit. Nick arată atât de bine așa. Acum sau niciodată. Felicitări, Nick! Ești atât de... Eu, nici vorbă, Kate. Doar niciun sărut, bine? Cum poți să mă tratezi așa? Vezi asta? Aceea este fata mea perfectă. Dar tu ești doar o ratată. Bine, să fugim de aici. Miroase a ratați pe aici. Nick, vino înapoi! Nick te necăjește din nou? Bine, Kate, doar nu plânge. Ne vom gândi la ceva împreună. Nu e atât de rău pe cât crezi, surioară. Haide, fă-te comodă. Să stabilim un obiectiv clar. Trebuie să te transformăm într-o adevărată fată Sigma. Puternică, independentă, încrezătoare. Vezi toate instrumentele pe care le avem pentru asta. E o cutie de frumusețe. Wow, uite ce am găsit. Arată-mi și mie, Chloe. Bine, deci... Pasul 1, am nevoie de o piele curată. Bine, pot să mă ocup de asta. Ești pregătită? Chiar e nevoie? Nu poți renunța pe jumătate, Kate. Să facem asta. Scăpăm de coșuri. Mai dificil decât credeam. În fine, fii puternică, surioară. Nu pot să cred că a funcționat. Dar mai rămâne un coș. Nu-ți face griji, Kate. Poftim, te va ajuta. Vom lupta împotriva acestui coș cu puterea tehnologiei superioare. Nu are nicio șansă. Am făcut primul pas către o transformare totală. Acum pielea mea este perfect netedă ei. Dar dinții sunt o altă problemă. Necesită îngrijire specială. E timpul să folosim periuța mea de dinți. Nu, surioară, nu! Să scăpăm de asta din fața ta. În schimb, să-ți prezint noua ta periuță de dinți. Ține-te bine, amice. Bine, cred că e suficient. Spune, ți-ai periat vreodată dinții? Dar oricum, acum dinții tăi sunt frumoși și... Nu vine să cred! Trebuie să lucrăm mai intens la albirea lor! Ai noroc că știu exact cum! Ești sigură că va merge? Sigur! Privește! Dinții tăi sunt în sfârșit albi! Să mai așteptăm cu asta, Chloe! Cred că pietrele prețioase sunt mai potrivite pentru fetele Sigma! Stai puțin, trebuie să mă ocup de asta repede. Așa nu se poate. La ce te gândești? La asta. O fată Sigma trebuie să aibă un nas curat. Fără dar și poate. Asta e oribil. Hei, îmi place ce ai făcut aici, Chloe. Și uite-te la asta. Cred că l-aș putea împleti. Nu, știi ce ai de făcut, Kate. Bine, dacă crezi că trebuie. Am reușit, Chloe! Acum doar să o sigilez! Oh, da! Nu poți face asta! Tu ai o mustață? Da! Și sunt mândră de ea! Fetele Sigma nu au mustăți! Avem nevoie de ceară pentru asta! Încălziți-o, amestecați bine și... Pregătiți-vă să faceți câteva minuni cosmetice! Putem face asta, Kate, împreună! Hei, ce-i cu tine? Mă doare! Bine, dragă! Aici e încă un lucru de amintit! Fetele Sigma nu plâng niciodată! Da, sunt puternică, Chloe. Pot face asta. Ei bine, cum este? Înveți repede, Kate. Da, eu sunt. Eu, ce miroase așa? Nu-mi spune că vine de la tine. Asta chiar nu se poate. E destul de bun, dar... Chiar și cele mai independente fete ar putea folosi un deodorant. Dar nu cred că e suficient aici. Trebuie să scăpăm de părul acela. Și acest dispozitiv ne va ajuta cu asta. Aproape am reușit. O fată Sigma ca mine se descurcă ușor cu asta. Nu ți-am spus? Ești atât de curajoasă, Kate. A fost incredibil. Hei, uite ce truc minunat. Uite! O periuță de sprâncene în miniatură. Destul de drăguță, ha? Nu. Scuze, Kate, dar asta e oribil. Este cel mai rău caz pe care l-am văzut. Ai nevoie de o baie, chiar acum. Acum puneți mâinile în ea. Este igienic și relaxant. Am terminat acum, Chloe? Nu încă. Acum avem nevoie de o pilă. O pilă? Nu mă face să râd. Nu, nici asta nu va merge. Aha, am găsit-o. Privește și învață, Chloe. Aproape gata. Bine, tot ce mai rămâne este asta. Nu! Te duci prea departe, Kate! Oprește-te! Nu te panica! Am totul sub control!
Ei bine, cum arăt cu unghiile negre? Wow! Bine, acum să ne ocupăm și de picioare! Kate, picioarele tale sunt groaznice! Este un dezastru cosmetic! Oh, nu e chiar atât de rău, Chloe! Să le facem o baie! Nu, surioară! O baie nu ne va ajuta aici! Ai nevoie de o mască puternică pentru picioare! Pune-le! Confortabile, nu? Acum, adăugăm ingredientele cosmetice potrivite! Și apoi, așteptăm! Să avem răbdare! Bine, asta a fost destul de greu, surioară! Dar încă avem treabă! Într-un moment, tălpile tale vor fi din nou frumoase și netede! Wow, ai grijă la resturi! A mers, Chloe! Acum picioarele sunt demne de o fată Sigma! Hei, poate ar trebui să mă ocup și de coafiura mea? Împletiturile sunt destul de demodate! Mă mănâncă tare! Văd care e problema! Trebuie să-ți speli părul! Și cutia de frumusețe are instrumentul perfect! Uite câtă spumă! Mult mai bine! Tot ce mai rămâne este să o clătești! Îmi pot usca singură părul! Chiar așa! Bine, atunci să te pieptănăm! S-a blocat! E mai complicat decât credeam! Dar vom reuși, surioară! Ține-te tare! Aproape am terminat, Kate! Să scoatem placa de păr! Amintește-ți, părul tău trebuie să fie strălucitor și lucios! Nu e nevoie de gel aici, surioară! O fată Sigma își face propriile cosmetice! Arăți grozav, Kate! Oh, și încă un detaliu! Chiar îmbunătățește lucrul, nu? Cu siguranță! Bine, e timpul pentru o pauză! Trebuie să-mi ajustez machiajul repede! Hei, fă-mi și mie, Chloe! O fată Sigma ar trebui să aibă grijă de asta, nu? Te voi ajuta! Hai să începem! Mai întâi ne ocupăm de fondul de ten și de blush! Nu uităm și de contur! Îți va evidenția pomeții! Da, arăți minunat, exact cum credeam! Acum să punem lentilele de contact! Wow, ce impresionant! Așteaptă, lipsește ceva! Iată ce truc! Da, este doar o lingură simplă! Wow, nu vine să cred cât de bine arăți! Da, sunt perfectă, ha? Dar am uitat și de buze! Nu-ți face griji, îți arăt un truc drăguț! Nu, nu, orice, dar nu asta! Chiar crezi că va merge? O fată Sigma este mereu sigură, surioară! Tot ce trebuie este o sticlă, puțin ruș și... Ești bine, Kate? Sunt, de ce nu aș fi? Oh, ok, Chloe, am o rugăminte la tine! Voi lua asta pentru mine, bine? Îmi va completa imaginea de fată Sigma! Ei bine, acum semănăm perfect, nu-i așa? În fine, acest plover roz îmi strică tot vibe-ul! O fată Sigma nu ar purta niciodată ceva de genul! Bine, Chloe, să mergem! Avem treburi de rezolvat! Nu te grăbi, bine? Exact de asta am nevoie! V-ați rătăcit sau ce? Hei, prietene, am nevoie de hainele tale! Păstrează motocicleta, totuși! Bine, ai vrea tu, fato! E ăsta răspunsul tău final? Nu ar trebui să fiți la școală? În fine, amintește-ți, ai cerut-o! Ei bine, asta a fost ușor, Chloe! Nu uita de noi, ochelari de soare! Hei, ce fac acum?